Este mult mai ușor să vorbești, să predici după ce a plouat și burienile s-au mișcat. Domnul să mai ploaie îndurare peste noi și în continuare și ne rugăm ca Domnul să se atingă de cei care se vor boteza și botezul lor să fie o realitate și nu un simbol. Să fie, dacă vreți, și un simbol și o realitate, dar neapărat realitate, botezul lor, pentru că aș vrea să aduc în fața dumneavoastră câteva semnificații ale botezului Noului Testament sau Nou Testamentar între realitate și simbol. Botezul este un semn, asta o spune Biblia, și până la urmă ce este un semn? În Geneza, în capitolul 15, versetul 17, Dumnezeu îi face lui Avram câteva promisiuni și apoi, ca să ratifice, să sfințească, să-i demonstreze că el va împlini ceea ce i-a promis și anume, îți voi da un copil, sămânța ta va fi mare ca stelele cerului și apoi ție îți voi da țara, erau două promisiuni. Dumnezeu îi spune lui Avram așa, iei niște animale, le tai în două, să fie câte un drum, câte o cărare printre jumătăți și o să vezi ce se întâmplă. Și uitați-vă ce spune acolo, după ce a sfințit soarele, se face un întuneric și în întuneric ies niște flăcări din partea lui Dumnezeu și trec printre jumătăți. Și cu alte cuvinte Dumnezeu îi spune în felul următor, așa se face un legământ între două părți. Sunt aici două părți, este o cărare printre ele. Cine-și calcă legământul va ajunge tăiat în două ca și animalele astea. Eu sunt Dumnezeu și am intrat prin flăcările acestea, declarând, garantând că eu nu pot niciodată să fiu desfințat. În mine există unitate. Eu sunt Dumnezeu care am venit și am făcut legământ cu mine. Omule, ține-ți și tu legământul. Cam acesta era legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. Dar Dumnezeu i-a spus așa, ca urmașii tăi să nu uite legământul dintre mine și tine, Avrame, promisiunile pe care le garantez eu, să faceți și să aveți un semn al legământului. Și semnul acesta va fi tăierea împrejur. Voi veți fi diferiți de toate popoarele lumii, având acest semn în trupul vostru. Prin tăierea împrejur voi mărturisiți că sunteți despărțiți de lume. Prin tăierea împrejur mărturisiți că v-ați alipit de mine. Prin tăierea împrejur voi veți fi tăiați din viță și din măslin și veți fi aruncați dacă nu stați lângă mine. Aceasta s-a întâmplat și acesta era semnul între om și Dumnezeu. Și acum revin la botez. Botezul nu este, spune Apostolul Petru, o spălare de întinăciunile trupești, ci este ce? Mărturia unui cuget curat. Adică este un semn între mine și Dumnezeu cum că există în viața mea câteva realități. Și eu vreau să le punctez așa rapid. În primul rând, botezul mărturisește că tu, eu, cei care ne-am botezat, am fost altoiți în Hristos. E primul semn pe care vine Biblia și ne-l spune. Și oare aceasta este o realitate în viața noastră? Știți de ce? Romani, capitolul 11, vine Domnul Hristos și spune, măslinul este unul, voi care ați fost și sunteți între neamuri, ați fost luați și altoiți. Ce înseamnă acest altoi? Există un organism viu, e măslinul, este vița. Iisus a zis, eu sunt vița. Ei, din acel butuc, noi care am fost în lume mărturisim prin botez că am început să ne tragem seva. Noi eram morți în păcatele, în greșelile noastre, dar din momentul în care am intrat în Hristos, pentru că am găsit un lucru curios în Noul Testament, există cuvântul în, dar de fapt în original acest cuvânt se poate traduce, sunt două cuvinte,
înspre sau înăuntru. Sunt două cuvinte diferite. Ei, când merge Pavel în Filipii și spune temnicerului, crede în Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta, el îi spune cu alte cuvinte, crede spre Iisus. Du-te spre Iisus prin credință ca să fii mântuit. Dar din momentul în care eu am venit la mântuire, la pocăință, uitați-vă ce le spune Pavel Corintenilor în a întâia carte, în capitolul 1 cu versetul 30. Și voi, prin El, adică prin Hristos, Mântuitorul, sunteți în, adică înăuntru, în Hristos și cu El ești ascuns în Dumnezeu. De ce? El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune și înțelepciunea lui Dumnezeu are trei domenii temporale. Neprihăniți, socotiți cu privire la trecut, sfințiți în prezent, răscumpărați în viitor. Asta înseamnă altoire, adică m-am dus prin credință spre Hristos, Hristos mi-a iertat păcatele și imediat El m-a altoit, m-a primit în sine și cu El sunt ascuns în Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! La noi în Albini, vreau să vă și descrețesc un pic frunțile, era un frate care era macaragist, era pe timpul comunismului și atunci nu prea era voie să te duci și să faci botezuri. Comuniștii dădeau, zice, 10 persoane, nu mai mult, și au fost multe. Chiar aici, în Câmpia Turziți, știu că în 92 au fost undeva la 63-64 de persoane la botez, candidați, oameni care au mărturisit cu viața lor, că l-au cunoscut pe Domnul. Ei și pe albini, erau 10 atunci, 10. Într-un an au fost peste 100 și comuniștii nu acceptau, zicea, băi, 10 și atât. Aveam în biserică un frate care era macaragist, el ce făcea? Se înțelegea cu cei care voiau să se boteze și culegea așa din biserică, lua pe sus și băga în apă. Iarăși mai punea vreo 10 pe lângă cei 10 sau câți dădeau comuniștii și când venea împuternicitul cultilor, bă, ce ați făcut, măi, v-am zis 10 și v-ați botezat 20. Fratele Vere spunea, domnule, zice, lasă-l în pace, că ăsta-l știi dumneata, bon, că ăsta e un pic dus cu plută, lasă-l în pace, că el mai face ce nu noi am spus, dar el să înțelege cu oamenii și el îi bagă în apă. Dar ce s-a întâmplat? Împuternicitul cultelor, nervos, a zis, nu-i nimic, atunci când o să aveți botez, vin și eu și asist la botez, să văd eu ce face bon că ăla. La ăsta nu i-a fost frică de el. O cules din sală vreo 3-4, i-au dus, i-au băgat ăsta, nervos, împuternicitul cultelor pe bancă, lasă că-ți fac eu, să duce bancă la el, zice, domnule dragă, vreau să te iau să te bag în apă, vrei să te bag, ai ce s-o supărat ăsta, și ieșit afară, dar nu mai veni niciodată, nu mai comenta niciodată, vedeți, așa se făceau altădată botezurile, așa se făceau. Dar revin la ideea altoirii. Noi nu putem să-i altoim pe oameni în Hristos cu forța. Asta nu se poate. Nu se poate. În momentul când tu personal ați auzit ce a citit fratele Daniel, fratele Matei aici, Matei capitolul 28, zice, cine va crede și se va boteza. Nu trebuie să fii botezat de altul. Adică tu trebuie să ai o vârstă, să ai o vârstă a deciziilor în care să spui, da, vreau să mă botez. Și atunci cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. A doua semnificație a botezului, care trebuie să fie o realitate, chiar dacă e și în simbol, dar trebuie și realitate, este nașterea din nou. Nașterea din nou. S-a vorbit frumos aici despre nașterea din nou. Ce se întâmplă cu nașterea din nou? Este lucrarea supranaturală prin care Duhul Sfânt mă ia și imediat îmi schimbă tot sufletul și sufletul meu este înnoit. Nu este luat omul cel vechi ca să fie recondiționat. Omul cel vechi este răstignit pe crucea lui Hristos, așa spune Pavel și Galatenii, epistola răstignirii, și zice, am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu. Eul meu e pe cruce. Hristos trăiește în mine.
E o semnificație adâncă a botezului și îmi vine să cred și îmi place să cred că Domnul pe voi v-a născut din nou. Sunteți oameni născuți din nou, oameni în care pulsează. Și mă uit în Biblie, ce înseamnă să fii născut din nou? Ce înseamnă să fii o ființă, o făptură nouă, cum spune 2 Corinteni capitolul 5? Ce înseamnă asta? Înseamnă că cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Înainte îți plăcea înjurătura, acum îți place cântarea de laudă. Înainte îți plăcea bârfa, acum îți place să citești cuvântul lui Dumnezeu. Înainte îți plăcea băutura, acum îți place să fii plin de Duhul Sfânt. Toate lucrurile se fac noi. O cale nouă, o inimă nouă, o minte nouă, o gândire nouă, o ființă nouă în Hristos. Asta înseamnă naștere din nou. Doamne, luminează-ne să înțelegem. Am întâlnit un frate bătrân, a zis să vii repede la mine că Domnul mi-a dat telegramă că mă duce acasă. Zic, bine, hai că vin. Și m-am dus la el. Și zice, hai frate să-ți povestesc, pentru că altfel le duc cu mine în mormânt. Spune-mi, frate, am zis, cum, că am luat-o la început, spune-mi cum te-a mântuit Dumnezeu. Zice, m-am dus la pocăiți în zona Sucevei. Mi-a plăcut tare la pocăiți, dar când am ajuns acasă, soția a fost așa de supărată și a zis, nu, cu niciun chip, nu ne pocăim, nu te pocăiești. Dacă te pocăiești, e problemă. Dar zice, știți ce, frate, m-am rugat și mi-a venit așa un gând. Ce ar fi să citesc ceva din Biblie, că e cartea lui Dumnezeu, e carte sfântă. O aveam acasă, dar era cu litere chirilice, cu litere de alea rusești. Era cuvinte românești, dar în litere de acelea. Eu nu știam să citesc, dar am zis, Doamne, dacă vrei, poate îmi dai un cuvânt, poate îmi dai înțelepciune să știu să-l citesc. Și am zis către soție, soție, dacă vrei să-ți citesc un cuvânt, vreau, zice, vreau. De azi era îmbunat, era supărat, era cu copii acolo deoparte, le citea ceva într-o carte, dar când i-am zis că vreau să citesc din Cartea Sfântă, a stat pe loc și a vrut să asculte. Și Dumnezeu mi-a dat pricepere și înțelepciune și am citit un verset. Nu mai știu ce verset am citit, frate, dar în momentul în care eu am citit din versetul acela, a intrat în inima mea și în ființa mea un fior, o putere de la Dumnezeu. Vedeți, asta înseamnă naștere din nou operată de Duhul Sfânt. A intrat în mine, inima mea ca un comutator, a întors-o. A închis tot ce a însemnat baluri, discoteci, băuturi, țigări, prieteni, tot ce însemna lume. A închis Dumnezeu și a deschis în inima mea tot ce însemna biserică, stăruință, rugăciune, cântare și așa mai departe. Și în momentul acela Dumnezeu, nu numai că m-a născut din nou, am început să vorbesc în alte limbi, m-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar mai mare minune, frate, în momentul acela Domnul s-a atins și de soția mea, a născut-o din nou și a botezat-o cu Duhul Sfânt și i-a dat dar de prorocie. Ăsta e Dumnezeul nostru, lăudat să fie El. Vedeți, asta este o semnificație a botezului, altoire în Hristos și apoi naștere din nou, organism viu în Hristos. 3. Semnificația botezului este și iertarea de păcate. Am anticipat 1 Petru 3 cu 21. Dacă se poate afișa, ar fi tare bine, pentru că prietenii trebuie să-l vadă și chiar să-l citească, să-l înțeleagă. Icoană, uite, și pocăiți au o icoană. Astăzi avem, uitați-vă, 15 icoane aici, 15. Icoana asta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Și anume ce? Botezul de 15 ori o să vedeți, botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea. Deci Domnul vine și te iartă de păcate și avem în Levitic, în capitolul 16, o imagine extraordinară. Este acolo un țap, e numit țapul Azazel. Și din punct de vedere ceremonial vine preotul și își pune mâinile pe capul lui. Ia păcatele poporului și le transferă pe acest țap al lui Azazel. Și ăsta e izgonit în întuneric, în pustie. Ce se întâmplă? Este o imagine din Vechiul Testament a ceea ce a făcut Hristos pentru noi.
Spune Cartea Sfântă și atât ai de minunat, Galateni 3 cu 13 și 14, Hristos a fost făcut blestem pentru noi și în locul nostru. De ce? Ca să ne răscumpere din blestemul legii, să nu mai fim noi blestemați. A devenit El blestem, a ieșit în întuneric, a ieșit afară, a stat între cer și pământ și a zis: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Slăvit să fie Domnul nostru! Și apoi vine Pavel și completează în 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. De ce? Ca noi, voi, ăștia 15 și noi, să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, lăudat să fie El. Asta înseamnă și iertarea păcatelor. Botez, să știți, mai înseamnă și are o semnificație a morții și învierii. Uitați-vă în Romani, în capitolul 6, moarte și înviere. Ce înseamnă? Uitați-vă versetul 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine și voi sunteți chemați să știți bine. Ce? Că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Iisus. Doamne, ajută-ne! Au fost două fete tinere care s-au pocăit, au făcut botezul și au primit o invitație. În ziua de, erau studente, frumos, nu viață de student, să te iau în cămin. Și-au primit invitația. În ziua de, la ora de, va trebui să ne întâlnim în locul ăla, începe o discotecă. Ele au trimis înapoi un răspuns la invitație și au zis așa: Ana și Maria, nu le știu numele, dau așa în două nume, Ana și Maria, vă anunțăm că au decedat. Păi s-o speria prietenii, speriat. Extraordinar, mă, dar noi n-am știut, dar n-am participat la înmormântare, s-o duse le caute, ne-ați făcut o farsă, ce se întâmplă? Voi trăiți, uite, vă vedem, povestim. Da, măi, dar noi am murit față de discotecă. Asta înseamnă moarte și înviere împreună cu Hristos. Mori față de lume și ești viu față de Dumnezeu. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, amin. Amin.